Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Vacanță romantică în Maldive, pentru Larisa Udilă și Alexandru Ogică. Vedeta și soțul ei au ales să-și sărbătorească aniversarea 8 ani de relație în aceeași destinație aleasă de Valentin Sanfira și Codruța Sanfira pentru luna de miere. Deși în cazul lor nu este vorba despre o lună de miere, cei doi dau impresia că povestea lor de dragoste este încă la început. Larisa și Alexandru nu au făcut nunta încă, deși sunt soț și soție în acte, dar asta nu-i oprește din a pleca nescapade romantice în destinații de basm precum insulele Maldive. Cununia religioasă și marea petrecere ar urma să aibă loc anul viitor. Toată lumea de aici ne întreabă dacă suntem în luna de miere. Nu suntem în luna de miere, dar pe 23 octombrie este ziua lui și împlinim 8 ani de relație. 8 ani de relație oficial. Nu-mi vine să cred când au trecut 8 ani. Și le explicăm că, de fapt, sunt 8 ani împreună și nu e nicio lună de miere. A transmis Larisa Udilă. Larisa Udilă și Alexandru Ogică au împreună un băiețel pe nume Milan. Micuțul a fost botezat în luna august a acestui an, iar nașa de botez a fost celebra Nicole Sherry. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.